Dancici, recuperează Rada Slavescu, ce pasă bună, trimite Rada Slavescu pentru Antonio Bordu să preia conducerea după o reușită foarte, foarte frumoasă a lui Antonio Pușcală. O pasă foarte bună cu exteriorul acum a lui Rada Slavescu pentru Palade. Vă spunem că are doar piciorul stâng. Rada Slavescu șutează de la distanță optarul național, e foarte bine pe punct. Sălceanu îl caută pe Bordușanu. Rada Slavescu, foarte bun Rada Slavescu încă de când a intrat. Foarte bine să vedem dacă reușim să plecăm și pe contraatac. Rada Slavescu vede bine jocul și pasează pentru la 2 pentru Bosnia și Herțegovina. După ce am condus cu 1-0, Boas a lăsat însă jocul să continue. Foarte greu să emige acestui jucător cu numărul 20. O pasă cu exteriorul foarte bună lui Rada Slavescu. Acum pentru Smith până în pleava centrului terenului. Același capitan Rada Slavescu deschide foarte bine flancul. Ce în flancuri, după cum ați văzut. Dar acest Robert Răducioiu, vă spune mai legitimat, fiți colția Brașov. Suntem în continuare în posesie. Capitanul Rada Slavescu trimite în flanță departe pentru David Matei, care echipele din Liga Secundă, Politehnica Timișoara și Ripensia își dispută jocurile uneori și aici pe Dantel Timișanu și vom vedea probabil și un prim pat deocamdată la această fază în centrul terenului. Suntem din nou în posesie. Ostar este unul dintre tinerii lotului Bosnii și Herțegovina, are doar 16 ani. În cele din urmă recuperăm și din nou Rada Slavescu, acum în centrul terenului. Capitanul naționalei pasează în flancul stâng pe Kahvić, combină foarte bine cu Vukasin Danicic.